Bună tuturor, vă prezint prima mea cutie de degustă box. Am deschis-o mai înainte pentru că am făcut alt video în limba spaniolă. Cum vedeți, produsele care le cumpăr eu sunt de pe teritoriul Spaniei, dar fac video în limba română pentru românii din Spania și pentru românii din alte părți. Degusta Box este un loc unde îți faci un abonament lunar, nu ai nevoie de nicio permanență, nimic. Plătești 15 euro și îți trimit produse cu o valoare mult mai mare. Dar produsele sunt surpriză, nu vei ști niciodată ce primești. Până când îl primești. Asta e o reclamă de Degusta Box. Aici avem prezentate toate produsele care le-am primit, cu descrierea lor, cu prețul și așa mai departe. Iar pe Verso avem rețete care în blog am să vă scriu rețetele. Am să le traduc și am să le scriu. Așa. Cum vedeți, oi, mi se mișcă cutia. Astea sunt produsele care le-am primit. Sunt multe. Chiar la prima impresie a fost wow, câte produse. După cum vedeți, aici am dulceață de melocoton, de piersică și de frutas del bosque, fructe de pădure, care chiar sunt foarte curioasă să le provez. Pita. Sunt 6 bucăți. Niște pupuleți. Sare lichidă, care chiar n-am auzit în viața mea despre asta, nu am folosit niciodată. Sunt curioasă să văd cum e. Două sucuri de ananas și de portocale. De sumosol, fără pulpă, spune că e cel de portocale. O să încercăm să vedem cum e. Apoi, diferite forme de măsline, fără os, fără sâmbure, așa și așa. Apoi, tapas, care nu sunt eu un fan, dar o să le încerc. Ciocolată. Asta să vedem dacă se vede. Sunt cu sâmburi. Așa, altă ciocolată, mai multă ciocolată, mai multă ciocolată. Niște mini batoane, să spun așa, de Kit Kat. Mentos cu ciocolată. Asta n-am provat. Cu ciocolată înăuntru, chiar. Asta e cu ciocolată neagră și asta e cu ciocolată albă. Chiar mi se pare curios. Să le încerc. Și o să văd cum e. Și Hals. Bomboanele de Hals. Care le avem și în țară. Și 8 tortitas. Astea sunt drăguțe, sunt bune. Asta e cutia de degusta box din luna octombrie. Bine, mi-a venit la sfârșit, deoarece m-am înscris cam târziu. Nu am știut eu de existența cutiei astea, că dacă nu m-aș fi înscris eu mai repede. Vreau să spun că sunt plăcut impresionată. Chiar au venit multe produse, iar în prima lună am plătit doar 10 euro. Normal e 15 euro pe lună, deoarece plătești și transportul. Dar acum, în prima lună, am plătit doar 10 euro. Și vreau să spun că chiar merită. Chiar sunt produse de calitate și m-au surprins cu varietatea și cu calitatea produselor, să spun așa, mărcile care au venit.
Păi, ce să vă spun, abonați-vă la canalul meu și așa o să vedeți mult mai multe videouri care le postez cu lucrurile care le primesc și produsele care le cumpăr. Și puteți să vă abonați și la blogul meu, unde voi descrie toate videourile mele mult, mult mai, cu mult mai multe detalii.